Vă salutăm la ceas de seară. La drum de seară, deși salutări, Cristian, și salutări tuturor. Nu știu, vreau să le împărtășim celor care ne urmăresc. Din experiența noastră, am întâlnit de multe ori situații în care cei care au venit să ne ceară ajutorul, practic nu-și învață lecțiile la care sunt invitați. Ce se petrece când refuzi în mod constant să-ți înveți lecțiile? Ajungi la suferință. De ce? Budiștii explică foarte simplu atașamentul. Rămânem atașați, rămânem fixați într-un anumit mod de a vedea lucrurile, într-un anumit mod de a face lucrurile, în anumite credințe, în anumite valori, în anumite principii, care la un moment dat se întorc împotriva noastră. Neînțelegând că o anumită credință, un anumit mod de a face ceva mă limitează și nu-mi dă voie să mă deschid, nu-mi dă voie să înaintez, nu-mi dă voie să evoluez, rămân fixat în acel mod de a face lucrurile și cumva ajung să spun, dar n-am ce face, că eu așa am învățat. Da. Așa m-a învățat mama, așa a făcut bunica, e și o moștenire poate? Este un pachet informațional energetic pe care îl primim din familie, îl primim din cultura în care, din care facem parte, din spațiul sociopolitico, cultural, geografic în care suntem, anumite obiceiuri. Și chiar la un moment dat era o chestie foarte interesantă, de ce se mânca pui, dacă nu mă înșel, duminica în Anglia. Pentru că la un moment dat, la 1700 nu știu cât, când era un mare lux să mănânci pui, regina decretase că duminica se mănâncă pui. Și la un moment dat un copil a întrebat, dar de ce nu mâncăm pui și joi? Pentru că așa s-a făcut dintotdeauna. Da, iar asta este, și Einstein și alții au spus-o, primul semn al nebuniei este să nu schimbi nimic și să speri că viața ta va fi alta. Să aibă alt rezultat. Da. Și în NLP există o premisă fundamentală care zice, dacă ceva nu funcționează, fă altceva. Este una dintre primele chestii care le-am învățat de la tine. Ce faci cu cei care îți cer ajutorul, care au venit la tine pentru consiliere, ședințe de psihoterapie, când tu constați că ei refuză efectiv să-și învețe lecția și cumva nu poți să le spui direct? Cam care ar fi soluția? Soluția ar fi să-i întorci spre ei, să conștientizeze care este cauza suferinței, ce îi blochează, de ce suferă în acest moment. Pentru că, de exemplu, nu sunt mulțumită la serviciu. De ce nu sunt mulțumită la serviciu? Păi mă cert cu colegul sau cu șeful sau cu... Și care este motivul pentru care? Pentru că eu am niște fixuri, că lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel. Că trebuie respectate anumite principii, că trebuie respectate anumite proceduri. Dacă eu rămân fixată în modul meu de a vedea lucrurile, iar celălalt, șeful, colegul, colaboratorul, vede lucrurile altfel, nu ajungem decât la conflict. Corect. Și atunci nu avem nicio șansă dacă noi nu ne punem cap la cap și cumva să negociem și să vedem care e partea comună asupra căreia cădem de acord și să vedem cum negociem diferențele. Deci eu practic înțeleg așa, suferința reprezintă un prim semn că am nevoie să caut și să găsesc lecția pe care am refuzat să o învăț prima oară, exact. A doua oară, a treia oară. A cincea, a 100-a oară. Exact. Și de fapt această lecție reprezintă o fixare în ceva, un atașament de ceva, de un anumit tip de vis, de un anumit tip de valoare, de un anumit tip de principiu, de un anumit mod de a face lucrurile, de o anumită credință că lucrurile sunt corecte dacă sunt făcute doar așa. Și în momentul în care eu păstrez și rămân încrâncenată în acel doar așa, îmi asigur suferința... Da, știi ce am sesizat acum? Că, practic, a învăța o lecție înseamnă să aduci ceva nou în tine, dar în cazul acesta implică și a lăsa vechi obiceiuri, credințe,
proceduri, fixații, să plece. Exact. Deci a învăța înseamnă să și iei ceva, dar să și lași ceea ce a devenit inutil să se ducă. Exact, ce nu-ți mai folosește și ce constați la un moment dat că se întoarce împotriva ta, te împiedică să evoluezi. Și asta înseamnă, practic, să înveți. Asta înseamnă să aplici cunoașterea, înțelegerea a ceea ce ți se întâmplă și dând drumul tiparelor vechi, tiparelor care ți se împotrivesc, aduci modalități noi de funcționare, aduci algoritmi noi, strategii noi și în acel moment schimbi ceva, ești în alt punct. Practic, cam asta ar fi pe scurt, ceva cu care puteți rămâne din această conversație la ceas de seară, la ce avem de renunțat, ce lăsăm să se ducă pentru a aduce și ce aducem în viața noastră atunci când ajungem în punctele în care pare că nimic n-ar mai fi de făcut. Și ne reconectăm cu starea de bine. O seară minunată! O seară frumoasă!